Deja toată lumea știe că lână este folosită intens în industria textilă, dar tot lână ar putea fi folosită cu succes și la scară largă în industria construcțiilor ca izolator. Cum ar fi ca blocurile gri cu aspect comunist să fie izolate cu lână în loc de polistiren? Am avea construcții economice, călduroase și facturile la căldură ar fi mai mici. La fel de bine ar putea fi izolate cu lână și clădirile de birouri sau casele, indiferent că sunt în mediul urban sau rural. În țară există deja destui arhitecți și proiectanți care au venit cu ideea folosirii lânii ca material izolator. Ba chiar în Cluj-Napoca sunt și câteva proiecte imobiliare izolate cu acest material natural. Și totuși, de ce nu se folosește mai des lână în construcții? Pentru că în România nu există suficiente centre de colectare a lânii și nu există nici centre de spălare a acesteia. Concret, din țara noastră lipsește o lege a lânii care ar veni atât în ajutorul crescătorilor de oi, cât și în ajutorul constructorilor. Material mai bun pe planeta Pământ la izolație decât lână de oaie nu există până la ora asta. Absolut. Poate fi lână bună pentru construcții, dar în România colectarea acesteia este o reală problemă. Prezenți la o dezbatere pe tema folosirii lânii ca material izolator, reprezentanții constructorilor, dar și ai crescătorilor de animale, au cerut insistent promulgarea și aplicarea legii lânii. În legea muntelui, în care lege, care a adoptată, e valabilă, avem la un capitol legi subsecvente legilor muntelui, care de acum trebuie să iasă, 6 legi, dintre care numărul 2, ca importanță, legea lânii. Domnul secretar de stat, luați legătura urgentă la Ministerul Agriculturii, acum se lucrează, se finalizează legea lânii. Legea lânii, nu alte probleme, lână. Mai sunt legea cu abatoarele, legea cu fructele de pădure, legea cu centrele de colectare a laptelui. Munți în României, că acolo crește oaia țurcană, sunt împărțiți în 9 masivi muntoși și vor fi reîmpărțiți în 32 de bazinete, care fiecare trebuie să aibă un depozit de colectare a lânii. Finanțat de la stat, sunt bani aici, în legea muntelui, guvernul prin această lege, la articolul 16, trebuie să pună în bătaie 10 miliarde de euro, nu, 1 miliard de euro timp de 10 ani pentru finanțarea acestor proiecte. E trecută legea și la articolul 16 scrie treaba asta. La ora actuală se lucrează la finalizarea legii lânii și acolo trebuie cineva, inclusiv Ministerul Dezvoltării, toți care sunteți interesați. În Europa, clădirile izolate cu lână sunt deja ceva obișnuit. În România, însă, haina oilor autohtone zace împrăștiată pe câmpuri sau este arsă de către oieri. În cazuri fericite, lână pleacă la export în Turcia. Acolo există și centre de colectare, de spălare, dar și prese de prelucrare a acestei materii prime. România ocupă locul 3 în topul celor mai mari crescători de ovine din Europa, cu un efectiv de aproape 10 milioane de capete în 2017, potrivit datelor publicate de Eurostat. Singurele state membre care dețin un efectiv de ovine mai mare decât România sunt Marea Britanie, cu 24,6 milioane de capete, și Spania, cu 16 milioane de capete, potrivit sursei citate. Singura lege timidă, cei drept, prin care s-a încercat impulsionarea oierilor români să valorifice lâna, este un ajutor de minimis de la Ministerul Agriculturii, prin care crescătorii de ovine primesc un leu pentru fiecare kilogram de lână colectat. Dar birocrația și procedurile sunt atât de greoaie încât fermierii preferă să renunțe la leul de la stat și să lase lâna în plata domnului.